Tinerii care își doresc o carieră militară mai au timp să-și îndeplinească visul. Ultima zi de înscriere la școlile de subofițeri de jandarmi pentru admiterea din ianuarie 2020 este data de 15 noiembrie. Concursul de admitere se va desfășura în perioada 10-23 ianuarie 2020 și cuprinde perioada de înscriere la concurs, vizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice, data susținerii probei de verificare a cunoștințelor și afișarea rezultatelor admiterii. Perioada de școlarizare este de un an. Cele mai importante criterii pe care un viitor absolvent trebuie să îndeplinească sunt următoarele. În primul rând, trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să fie cetățean român. Vârsta maximă până la care un candidat se poate înscrie la concursul de admitere este de 27 de ani împliniți în anul în care se susține proba de admitere. Trebuie să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, iar pe timpul celor 4 ani de liceu trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, să nu fi fost exmatriculat. Pe durata cursurilor, elevii beneficiază de școlarizare gratuită în instituția militară de învățământ în care a fost declarat admis, de masă, cazare și echipament gratuit, asistență psihologică, medicală și medicamente gratuite, de transport gratuit la și de la domiciliu pe durata vacanțelor, soldă lunară, învoiri și permisii. De mic copil mi-a plăcut cariera militară, de fapt mai mult impactul vizual cu uniforma și mi-am dorit să fac parte din această instituție. Și cum puterea exemplului este cea mai sigură metodă de a influența pe cineva, așa s-a întâmplat și în cazul familiei Drjoancă, acolo unde tatăl și-a îndemnat fiul să îmbrățișeze aceeași carieră militară. Tata a fost un exemplu pentru mine. Când eram mic, îl vedeam în uniformă când venea acasă, îmi plăcea foarte mult uniforma. Și de atunci am zis că vreau și eu să duc tradiția în familie mai departe. Ce sfat ei dau unui viitor student, unui viitor tânăr care ar vrea să urmeze această carieră? Să fie deschis cu colegii, cu oamenii, să îi placă ce face meseria de jandarm, să știe că îl va aștepta un job în care nu vei face același lucru în fiecare zi. Eu am îmbrățișat această carieră încă de 1994. El, fiind în familie, a văzut cum veneam acasă, mă mai întreba cum e la serviciu, cum acolo. Lui place și lui disciplina, deci am considerat că este potrivit pentru această meserie. Candidații declarați admiși încheie angajamente prin care se obligă ca după absolvirea școlii să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unitățile în care vor fi încadrați sau mutați ulterior în raport de nevoile MAI. În cadrul Inspectoratului de Jandarmi Nicolae Titulescu Brașov sunt disponibile 30 de locuri.